Bună seara, dragi prieteni! Derbedeul planetei, criminalul de război Vladimir Putin, amenință din nou indirect cu arma nucleară. Nu-i merge foarte bine războiul din Ucraina, deși Dmitri Medvedev, mâna dreapta lui Putin, cel cu care Putin își schimba rolurile de președinte și prim-ministru atunci când Constituția nu i-a mai permis să candideze, a făcut o declarație cel puțin amuzantă, spunea: domne, dacă vrem ocupăm Kievul, ar fi vrut să ocupe Kievul, dar n-au reușit. Așa că recurge din nou la amenințarea nucleară, de data aceasta într-o manieră mai indirectă, dacă vreți. De obicei Medvedev sau alți oficiali ruși ieșeau cu declarații și spuneau: vine apocalipsa, vine Armagedonul, facem, dregem. De data aceasta Putin amenință printr-un anunț. Citesc de pe Spot Media, știrea este peste tot, acum au dat-o și televiziunile de știri. Poate avea sau nu legătură cu recenta vizită a președintelui chinez, recenta întâlnire dintre el și Putin. Este foarte greu de spus ce s-a discutat acolo cu exactitate, însă aceasta este informația. Suntem în ziua 395 de război, Putin anunță că va aduce arme nucleare în Belarus. Spaimă profundă și 5.000 de infractori eliberați în Rusia. Spaima vine din pricina unui anunț pe care l-au făcut reprezentanții Ucrainei, și anume acela că urmează o contraofensivă cu ajutor militar foarte consistent din Occident. Vom vedea. Foarte multă lume mă întreabă, asta este întrebarea pe care o primesc, sunt două întrebări pe care le primesc legate de război din Ucraina și nu pot să răspund la niciuna cu certitudine, pentru că este foarte greu de făcut o previziune, foarte, foarte greu. Prima, dacă se va termina războiul anul acesta, nu știm. Și a doua, dacă Putin e dispus să folosească arma nucleară, nu știm. Analiștii serioși, publicațiile care fac analiză spun: domne, nu e iresponsabil, nu poate să folosească arma nucleară. Au fost informații, am văzut analize în presa occidentală după întâlnirea dintre Putin și liderul comunist chinez, cum că liderul comunist chinez i-ar fi pus în vedere lui Putin că așa ceva este inadmisibil. China a făcut și niște declarații oficiale în acest sens. Dar adevărul este, oameni buni, că Putin nu este un om normal. Și atunci orice fel de analiză faci, o faci degeaba, pentru că nimeni nu știe ce este mintea unui nebun. Putin este un lider politic pe care istoria îl va plasa lângă Stalin și Hitler. E foarte greu de spus ce poate să facă un om bolnav, un om care nu este normal la cap. Da? Știm însă ce face Rusia, dragi prieteni, pentru că agresiunea militară din Ucraina și ce mai pune el la cale reprezintă doar o componentă a operațiunilor, să le numim așa, a războiului pe care acest dictator nebun l-a declanșat încă din 2014, de când a invadat Crimea, pentru a reface Imperiul Sovietic, pentru a reface fostul Imperiu Stalinist. Numai o secundă, mă scuzați că mă sună cineva. Așa. Nu se întrerupe telefonul și a făcut update, deci acum nu se mai întrerupe că mă sună cineva. Am uitat să-l pun pe avion. Ofensiva militară este doar o componentă, dragi prieteni. A doua componentă este războiul hibrid pe care Rusia îl duce pe teritoriul tuturor țărilor foste comuniste, țări asupra cărora dictatorul nebun de la Kremlin ar vrea să își întindă gheara. Țări pe care acest imperiu al răului ar vrea să le controleze din nou, așa cum le controla atunci când tancurile lui Stalin la finalul celui de-al doilea război mondial au invadat Europa. Exact la fel vrea să facă Vladimir Putin, fost ofițer KGB, șef al FSB-ului. Ce poate fi mintea lui? Ce sistem de operare poate avea astfel încât să nu fie obsedat de refacerea Imperiului Sovietic? Și partea componentei de război hibrid ține și de influența pe care dictatura lui Putin o exercită în țările din Europa de Est, implicit în România. Eu am vorbit din luna mai a anului 2020, am început să vorbesc mai des despre asta și, bineînțeles, de când a izbucnit războiul din Ucraina, cred că în fiecare zi am vorbit despre asta, despre cozile de topor ale intereselor dictaturii lui Putin. Pe fondul pandemiei
am avut toată isteria ca bit făcută de George Simion și Diana Șoșoacă și compania. Și apoi, pe fondul războiului din Ucraina, publicul a început să fie mai conștient de răul pe care reprezintă Federația Rusă. Și atunci am oferit și mai multe informații. Se dovedește, dragi prieteni, că ceea ce am spus eu este foarte, foarte, foarte corect și foarte aproape de adevăr. Da? O analiză tradusă astăzi de G4 Media, a think tank-ului Robert Lustig Institute, spune că Diana Șoșoacă are legături cu serviciile secrete militare rusești. Sigur, ei s-au certat de fațadă cu Simion, cu Luleacu, dar fapt este că au fost împreună la toate operațiunile de destabilizare, dezinformare și isterizare din perioada pandemiei. Fapt este că George Simion a făcut-o parlamentar. Fapt este că la un moment dat George Simion discuta despre ideea ca Șoșoacă să fie candidatul AUR la prezidențiale. Astea sunt fapte, oameni buni. Astea sunt fapte. Ieri am mai vorbit despre aceste legături. Astăzi vine această analiză care confirmă din nou ceea ce spun eu de foarte mult timp, respectiv din luna mai a anului 2020. Think tank-ul Robert Lustig Institute susține într-o analiză publicată în 23 martie. Aceasta este analiza, dragi prieteni. Dacă știți limba engleză, puteți să o citiți direct pe site. Dacă nu, există site-ul care traduc. Dacă nu, citiți articolul din G4 Media. Este foarte interesantă analiza. Și analiza se referă la AUR ca fiind partidul de dreapta neonazist, antisemit și pro-rus, rusofil. AUR. Exact ce spun eu. Din luna mai anului 2020. Iată că o spune acum un institut din Statele Unite care s-a plecat asupra acestei probleme. Da? Păcat că presa din România n-a știut să spună și a tăcut din gură. Nici mârc n-a zis până la alegeri. Și acum greu mai schelălăie câte unul. Toți refuză să informeze publicul în legătură cu acest subiect. Da, pentru asta există Mălin Bo, jurnalist independent, ca să spună ceea ce nu se poate spune la cartelul Mafia Media. Deci think tank-ul Robert Lustig Institute susține într-o analiză publicată în 23 martie că Diana Șoșoacă are legături cu serviciile secrete militare rusești și că cea mai recentă operațiune a Gheleu în România este proiectul de lege depus de senatoarea română privind anexarea unei părți din teritoriul Ucrainei. Gheleu sunt serviciile secrete militare rusești. FSB-ul e cum e SRI-ul la noi, SVR-ul este Serviciul de Informații Externe rus și GRU este Serviciul Secret al Armatei, care se ocupă cu fel și fel de operațiuni peste tot. Despre Ion Iliescu, la un moment dat, s-a spus că ar fi și agent GRU și implicarea GRU în operațiunea de confiscare a Revoluției pentru gruparea Ion Iliescu și asasinarea lui Nicolae Ceaușescu este atent explicată în foarte multe cărți de către foarte mulți autori care au abordat subiectul Revoluția Română. De asemenea, foarte multe informații au apărut la vremea respectivă și ulterior în legătură cu implicarea serviciilor secrete rusești în mineriada organizată de Ion Iliescu. Mulți dintre liderii minerilor, inclusiv Miron Cosma, erau foarte apropiați de niște organizații internaționale controlate de serviciile secrete înființate pe vremea Uniunii Sovietice și controlate de serviciile secrete rusești. Senatoarea Diana Șoșoacă susține că nu știe ce înseamnă GRU și că n-are nicio legătură cu Rusia, nici cu servicii, normal. Și George Simion zice că nu știe. Și Lulea zice, da, am lucrat la clădirea aia, dar nu știu nimic. Niciunul nu știe nimic, dar n-ați văzut vreunul să recunoască. Nu? Ar fi culmea să recunoască. Ați văzut vreun hoț să recunoască că e hoț, vreun corupt să recunoască că e corupt. Robert Lustig Institute for Global Threats and Democracy Studies, pentru amenințări globale și studiul democrației, explică G4 Media, este o organizație de cercetare a politicilor publice, nepartizană și non-profit. Institutul își propune să transpună lecțiile trase din istorie și geografie în instrumente operaționale, să contribuie la înțelegerea în cunoștință de cauza provocărilor globale cauzate de amenințările la adresa societăților democratice și afacerilor politice și diplomatice prin intermediul unor cercetări fiabile, analize de încredere și educație inovatoare. Robert Lustig a fost un politician american și a condus afacerile externe ale Statelor Unite între 1915 și 1920.
Ce spune analiza acestui institut? Cea mai recentă operațiune a Serviciilor de Informații Militare ale Rusiei o implică pe senator român Diana Șoșoacă, care a depus un proiect de lege privind anexarea unei părți din teritoriul Ucrainei, Bucovina de Nord, o parte din regiunea Cernăuți, Basarabia și insula Șerpilor. Ea propune anularea tratatului din 1997 privind relațiile de bună vecinătate și retrocedarea pământurilor istorice cu România. Cu toate acestea, menționarea revendicărilor asupra Maramureșului istoric poate sugera indirect că inițiativa a fost controlată la Moscova, deoarece Ungaria este cea care are pretenția asupra Mureșului ca parte integrantă a ținutului secuiesc. Potrivit evaluării noastre, operațiunea în care este implicată Șoșoacă este o simplă copie a manevrei mediatice pe care șeful SVR, SVR e celălalt serviciu secret de informații externe al Federației Ruse, a lansat-o cu privire la presupusele planuri ale Poloniei de a anexa o parte din vestul Ucrainei. Experții think tank-ului mai susțin că e probabil ca efortul de a o angaja pe senatoarea Șoșoacă să facă parte într-o operațiune cu multiple fațete, ale cărei următor pas ar trebui să fie justificarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei. Acum eu o să vă las plăcerea de a citi textul, dar vreau să vă pun niște întrebări, că suntem în acea perioadă de timp până în 15-16 minute, toți cei care accesează editorialele mele se uită, asta este durata de vizionare. Și întrucât sunteți toți aici, vreau să vă întreb și să-mi scrieți în comentarii. Acum, dacă Mălin Bot, jurnalist independent, un amărât de jurnalist, fără o redacție în spate, fără tot ce înseamnă infrastructură, nu vreți să știți ce înseamnă să ai o echipă de 20, 30, 50, 100 de oameni, da? A putut să-și dea seama, să facă analize, gândind lucrurile, punând A plus B plus C, 1 plus 1 egal 2, punând piesele în puzzle, da? A putut să prezinte lucrurile atât de clar și de limpede cu privire la ce zace în spatele la vremea respectivă a isteriei ca vida grupării extremiste, aur, naționalismul, pattern-ul din 90, le tot, da? Eu vă întreb, dragi prieteni, serviciile secrete românești nu aveau capacitatea, n-au știut? Și vine întrebarea pe care eu mi-o pun, nu dorm noaptea gândindu-mă la asta, cum a fost posibil ca România să fie lăsată pradă unor astfel de personaje? Cum a fost posibil ca o persoană făcută senator de un partid cu foarte mari probleme, da, să fie lăsată în timpul pandemiei împreună cu reprezentanții partidului respectiv, da, și apar tot mai multe legături cu Rusia, tot mai multe, tot mai multe și o să mai apară, da, deja e de domeniul evidenței, este un munte de dovezi pe tema asta, da? Și cum este posibil ca ăștia să fie lăsați, oameni buni, să ia România sub control, tot spațiul public în perioada pandemiei? Cum a fost posibil să li se permită să încalce legislația sanitară zi de zi, sistematic, grav? Cum a fost posibil să li se permită să penetreze Parlamentul României, dragi prieteni? Ce se întâmplă cu statul român? Ce se întâmplă cu instituțiile statului român care ar trebui să ne protejeze pe noi cetățenii de astfel de influențe? Ce complicități există în interiorul statului român? Ce știe și ce nu știe domnul Klaus Iohannis, care este președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării? Sunt niște întrebări foarte serioase și foarte grave, dragi prieteni. Sper ca într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat din desecretizarea unor documente, din mărturii pe care poate la momentul oportun le vor depune oameni importanți din serviciile secrete, să aflăm ce s-a întâmplat de fapt în această perioadă. Pentru că impresia pe care o avem acum, ceea ce pare a fi, este o schimbare de direcție, oameni buni, la nivelul instituțiilor cheie ale statului. O orientare către Rusia. Altfel nu poate fi explicată o astfel de complicitate. N-are o altă logică. Și asta este în contrast flagrant cu declarațiile pe care le fac șeful statului, prim-ministru, în legătură cu războiul din Ucraina, în legătură cu agresiunea dictatorului Putin. Este foarte periculos, dragi prieteni. Teoria mea este că această situație este provocată de faptul că oligarhia românească seamănă foarte mult cu oligarhia din Rusia, de unde provine acest termen, sunt îmbogățiți de după căderea comunismului. Securisto-comuniștii care, având acces la fondurile securității și la fondurile partidului, au devenit mari oameni de afaceri. Unii dintre ei. Alții au făcut carieră prin servicii secrete și astăzi sunt pensionari de lux, cu pensii de-alea, de mii și mii de euro. Da? Sau sunt și pensionari de lux și au și afaceri, cum sunt generalii SIE de la Borsec,
cu fundația în conturile căreia George Simion strângea darul de nunt. Părerea mea este că găștile ăstora sunt atât de multe și au tentacule ca niște caracatițe întinse în toate instituțiile statului încât au ajuns să paralizeze statul român. Au ajuns să paralizeze statul român. Și părerea mea este că oligarhia românească este cea care împinge România către ieșirea din NATO și Uniunea Europeană și către ceva de tip Rusia. Pentru că este simplu, oameni buni, ați văzut DNA-ul s-a mișcat împotriva lor, s-au unit toți, au blocat DNA-ul, au dat-o jos pe Chiove și punct. Da? Și interesul lor este ca România să nu rea lupta anticorupție. Ei sunt conștienți că acum e război în Ucraina, dacă Ucraina îl va împinge pe Putin înapoi și Putin își linge rănile, atunci există posibilitatea certă ca toate țările din Europa de Est să-și rea reformele, tot ce au avut de făcut. Și România va trebui inevitabil să rea lupta anticorupție, controlul averii și așa mai departe, controlul veniturilor. Și asta înseamnă ca ei să meargă la pușcărie, asta înseamnă ca ei să pățească ca infractorul Dan Voiculescu, ca infractorul Alexandru Adamescu care a fugit la Londra, ca Puiu Popoviciu, ca inculpatul fugar Sebastian Ghiță. Gândiți-vă că ăștia sunt câțiva, îi putem numi pe degetele la două mâini. Dar ca ei și mult mai puternici decât ei sunt mii oameni buni, mii de oligari. Și ăștia toți uneltesc, toți au întins pânze de păianjen și scuipă cu venin în toate instituțiile statului. Și există, dragi prieteni, din această perspectivă un risc imens în 2024. Ca ăștia prin partidele mai vechi sau mai noi pe care și le-au construit, de tip AUR și alții, să dobândească și mai multă putere politică. Și atunci vor putea să facă lucruri și mai rele decât ce am văzut până acum. Da? Și unul dintre acestea poate să fie scoaterea României din NATO și Uniunea Europeană. Este un pericol real, oameni buni, e real. Noi putem, concret, să facem ceva în 2024. Am explicat, am făcut materialul video, este material principal pe canalul meu de YouTube sau îl găsiți material principal în playlistul Alegeri 2024, în care am explicat concret cum putem să ne calibrăm votul pentru a evita un astfel de dezastru. Pentru declarațiile doamnei Diana Șoșoacă, RFI scrie că Ministerul de Externe de la Kiev, pe bună dreptate, anunță sancțiuni împotriva senatoarei Diana Șoșoacă după ce a inițiat un proiect referitor la anexarea teritorii care aparțin Ucrainei. Da? Ministerul de Externe ucrainean inițiază punerea de sancțiuni împotriva senatorului Diana Șoșoacă după ce aceasta a inițiat un proiect de modificare a legii de ratificare a tratului de bună vecinătate între România și Ucraina, în care propune anexarea de către România unor teritorii care aparțin Ucrainei. Și, mă rog, doamna Șoșoacă zice că, domne, amenință un senator al statului român pentru propunere legislativă, bla bla bla. Nu amenință, ia măsuri împotriva unui agent de influență al serviciilor secrete rusești, după cum explică think tank-ul american care a făcut această analiză. Vă invit să citiți pe această temă, găsiți foarte, foarte multe informații. Din Rusia, Evgeni Prigojin, ăsta, miliardarul bucătarului Putin care a făcut Wagner, anunță că 5.000 de foști condamnați au fost grațiați după ce au luptat în cadrul Wagner în Ucraina. Ca să înțelegeți ce a amplificat pe lângă educația precară a lui Ivan, soldatul rus, Ana Politkovskaya, în cartea ei Rusia lui Putin, vorbește foarte mult pe această temă. Pe lângă asta, ceea ce crimele de război și atrocitățile comise pe teritoriul Ucrainei au fost amplificate și de treaba asta, că ăștia s-au dus, au luat criminalii cei mai periculoși, tâlhari, violatori, criminali în serie, i-au luat din cele mai sinistre pușcării rusești și i-au dus pe front. Le-au pus arma în mână și au dus pe front. Și normal că ei au făcut ce puteau să facă altceva decât să comită crime, violuri, tâlhării, fapte pentru care au fost băgați de la bun început în pușcărie, dragi prieteni. Ca să înțelegeți cât de gravă este situația. Și un subiect pe care vreau să-l comentez puțin pe final, Europa Liberă publică pe tema asta. Domnul Predoiu zice că face revizuirea codurilor penale. Domnul Predoiu, multă lume a zis, uite domne, vezi că totuși e bun domnul Predoiu. Nu, dragi prieteni, e doar o șmecherie. Domnul Predoiu anunță că se pregătește de asta ca să păcălească lumea pentru PNL. Dar o să vedem dacă Dorel va înghiți gălușca. Da? Să păcălească lumea și o să pregătească codurile astea până înainte de alegeri. Până când scapă toți șmecherii, toți mafioții
din Hidra care l-a pus pe domnul Predoiu ministrul justiției. Și după ce scapă și șmecherii Hidrei, după aia domnul Predoiu sigur ne anunță victorios că a modificat codurile penale și la revedere, pac al. Adevărul este, oameni buni, indiferent de ce va face acest om, că acest om a făcut mai mult rău împotriva poporului român și pentru mafia din România decât Ciordache, Tudorel Toader, Dragnea la un loc, oameni buni, la un loc, decât toți la un loc. Acest om a fost plasat de Hidră la Ministerul Justiției, sub înaltul patronaj al președintelui Klaus Iohannis, și din cauza acestui om, cele mai grele dosare de corupție și cei mai veroși oligarhi ai Hidrei, ai mafiei din România, au scăpat de ani grei de pușcărie. Și acum sigur că încearcă, înainte de alegeri, să fraierească electoratul cu astfel de manevre. Acum, dacă electoratul va înghiți gălușca sau nu, vom vedea, dragi prieteni, dar nu vă imaginați cât de important e să ne mobilizăm la vot în 2024. Ne vedem mâine la emisiunea Q&A. Ceasul se dă cu o oră înainte, deci ora 18 devine ora 19. Noi mâine ne vom vedea încă la ora 18. Am făcut un sondaj de opinie pentru membrii comunității. La ce oră să ne vedem? Foarte multă lume a votat pentru ora 18, dar pe măsură ce vine vara, ar trebui să o mutăm puțin mai târziu. Vă cer public și dumneavoastră părerea și vă rog să-mi scrieți în comentarii 18, 19, 20. Înainte era la ora 20 PNL și când a venit iarna l-a mutat pe ora de iarnă mai devreme. Semper Fidelis, ne vedem mâine la ora 18, ora obișnuită, și o să vedem după aceea dacă cum trecem pe ora de vară la emisiunea Q&A.